Bine v-am regăsit! Sunt Ramona Pandele și vă prezint jurnalul AgroTV. Vremuri tulburi, cheltuieli mari, putere de cumpărare redusă. Cu prețuri de producție care sunt de la an la an tot mai mari, legumicultorii din județul Dâmbovița spun că le este tot mai greu să mai iasă pe piață primăvara cu răsaduri. Perioada de plantare este aproape de final, iar pe tarabele din piața centrală din Târgoviște se află la vânzare răsaduri de tot felul. Producătorii spun că prețul de vânzare este la fel ca în anii trecuți și, ținând cont de costurile mari de producție, această afacere este compromisă. Semințele sunt aduse în mare parte din import la un preț destul de piperat, iar acest lucru, plus celelalte cheltuieli, duc la un preț de producție mult mai mare decât cel de vânzare. Cu ce răsaduri ați venit aici în piață? Tot felul de răsaduri, roșii, ardei, vinete, toate sorile care se cultivă la noi în zonă. Sunt căutate în această perioadă? Cam puțin acum, deja sezonul e aproape trecut, să mai fie vreo 2-3 zile și să încheie. Cum au mers vânzările anul acesta? Mai slab ca anii trecuți, fiindcă semințele sunt foarte scumpe, tot materialul necesar care îl folosim scump, prețurile sunt ca acum 3-4 ani, șanse minime de supraviețuire. Semințele de unde le procurați? De la fermierul, de magazine autorizate. Care... Sunt semințe românești? Și românești, și bulgărești, avem și olandeze. Depinde ce se caută pe piață. Cel mai bine ce s-a vândut? Cred că roșia și ardeiul s-a vândut cel mai bine. Din ce în ce mai mulți cei care vor să cultive în curte, în gospodărie proprie, astfel de... Se mulțesc foarte mult și tineretul, dacă altă activitate nu găsește, trebuie să facă ceva să supraviețească. Avem de toate, roșii, de feluri de soiuri, roz, inimă de bou, albenga, deci soiuri care se pretează pentru noi aici. E muncă multă pentru a produce astfel de răsaduri? E. Nu pot să spun că nu e muncă fizică cât e, cum să zic eu, de bibileală. Răsadul nu e ca să zici că depui efort cu cârca. Dar trebuie îngrijite, trebuie dat aer la timp. N-ai dat aer, riși să le arzi, Adică vreau să spun că e mai mult atenție la răsaduri. Nu e muncă fizică cât e atenție. Ce răsaduri s-au vândut mai bine anul acesta? Mai de toate. Pot să spun că bine au mers florile. Flori, busuioc, pepeni am vândut. Am tarhon, rozmarin, smochin, care nu prea are oricine. Da. Prețurile cu la răsaduri cum au fost? Sunt acceptabile, sunt chiar ce cât trebuie. Nu sunt nici... Omul așa ar vrea multe, dar ne rezumăm la ce... Dar nu se moare de foame. Bine, nu e făcut nici avere să zici că dai pe afară, dar e de supraviețuit. Important e să munci. Aia e. Important e, cum să zic eu, îmbinăm plăcutul cu utilul. Gama de produse Fertilis de la Regal Fermierul, esențială pentru dezvoltarea și sănătatea plantelor. Magazinul Regal Fermierul oferă o gamă largă de produse destinate nevoilor fiecărui fermier, dar și consultanță cu specialiști de top. Compania aduce în atenția clienților noi produse de calitate și accesibile ca preț. Gama de produse vedetă, create de producătorul spaniol Fertilis și distribuite în exclusivitate în România de Regal Fermierul, este testată cu succes în solariile fermierilor români. Pachetul tehnologic de produse precum Actirail, Filon Humic și Nematocidul Biosolare este absolut necesar pentru dezvoltarea rădăcinilor, pentru îmbunătățirea solului și pentru combaterea dăunătorilor. Mergem din nou la Regal Fermierul. Andrei, din nou bine te-am găsit. Ziua, asta este regula noastră, ne salutăm de fiecare dată. Și frumos. Ne vedem. Avem răsaduri, trebuie să le transplantăm, să le punem în solar. Ele au nevoie de ceva acolo ca să le punem. Îngrășământ pentru dezvoltarea rădăcinilor. Aceasta este formula pe care noi am testat-o și are cele mai bune rezultate. Deoarece Actiroilul este pentru dezvoltarea rădăcinilor, Filon Humic, acest humic îmbunătățirea solului, iar Biosolare, combaterea dăunătorilor, în principal nematozii.
o problemă foarte comună. Este ca un pachet tehnologic. Un pachet tehnologic, exact. Noi comercializăm de undeva la 8 luni de zile produsele din gama Fertilis. Noi momentan am reușit să testăm această formulă, pentru că am prins ciclul de toamnă și am avut rezultate. Deja este cu rezultate. Deja este cu rezultate această formulă. Spuneam că venim și la fața locului să vedem cum se comportă produsele de la Regal Fermier. Avem aici produsul Actirail, care deja a fost administrat la această cultură de varză. Cum arată acum plantele după ce ați dat cu Actirail? Rezultatele le-am văzut și la celelalte culturi. Merge foarte bine și pe timp mai rece, varza fiind o cultură care se înființează mai timpuriu. Biosolare l-ați folosit? Da, l-am folosit la cultura de toamnă, la tomate, foarte eficient, nu lasă nematozii să se apropie de rădăcina plantelor până la 4, chiar 5 luni. Și pe toată perioada călduroasă se poate folosi cu randament foarte bun, verificat, fără discuție. Folosesc produsele de la Andrei de 2 ani de zile aproximativ. Am fost foarte mulțumit de produsele lor, mai ales de produsul Actiral cu acizul humic în legătură pentru rădăcinarea plantelor, față de alte produse mult mai eficiente. Și adică ați văzut rezultatele mai repede? Rezultatele mai repede și plus de asta costul la jumate prețul. Am folosit biosolare de la Andrei, care mi l-a comandat în teste anul trecut și n-am mai avut nematuz. Deci este eficient? Deci e foarte eficient. Folosim în solar produse bune, că altfel nu putem obține. Da, de la Regal Fermierul. Acești humici mulți și aici Actirailul îmbunătățește, întărește rădăcina? Rădăcina. Deci un fel de rădăcinare, nu? Da. Au fost recomandate de către Regal Fermierul? Da, au fost recomandate. Au produse îndeajuns de multe astfel încât să vă satisfacă toată cererea pentru solar? Da. Găsiți cam tot ce vreți? Am fost la ei în Bragadiru, la depozit, și am văzut ce au, de la picătură, folie, anveole, deci tot ce trebuie la un fermier. Legumicultori cu experiență și legumicultori tineri, am văzut în ceea ce au spus mai devreme, înseamnă că îi aveți lângă dumneavoastră deja. Îi ținem lângă noi, cu produse speciale pentru ei. Îi ținem lângă noi și încercăm să aducem cât mai lângă noi, pentru că asta e rețeta succesului în business. Succes! Și vedem rezultatele și pe mai departe, pentru că vom fi împreună. Sigur că da, veți fi lângă noi și vă așteptăm și cu următoarele produse care vor fi testate. Cu mare drag! Vă mulțumim! Vom avea mai puțină miere de salcâm, chiar dacă este foarte apreciată de consumatori. Avertismentul este dat de apicultori și asta din cauza vremii extrem de capricioase din această primăvară. Salcâmii au înflorit mai devreme în acest an, dar din cauza temperaturilor scăzute înregistrate dimineața, albinele stau departe de aceste flori, iar fagurii nu sunt umpluți la capacitatea maximă, a explicat Mihăilă Prahoveanu, președintele Asociației Apicultorilor Profesioniști Buzoieni. Aici e fagure, aici e căpăcit zona de sus, aici e necăpăcit, adică n-au ajuns la să umple celulele de așa la natură încât să căpăcească. Normal, extracția se face când toată rama e căpăcită. Mihăilă Prahoveanu este apicultor de peste 40 de ani și este președintele unei asociații de profil. Potrivit acestuia, foarte rar i s-a întâmplat ca în această perioadă în care toți salcâmii sunt înfloriți să nu aibă ce extrage din stup. Salcâmul este și așa cum apare, cât de cât ar fi bun de cules, însă albina nu iese din stup. Floarea de salcâm este foarte sensibilă și nu secretă nectar decât la anumite temperaturi, atât ziua cât și noaptea. Și chiar dacă albina are și acum, să zic, timid așa din stup, n-ar găsi nectar în floare. Așa că producția de miere românească ar putea fi mult mai mică în acest an. La culesul de rapiță, în zona noastră a Buzăului, la fel, temperaturile scăzute au făcut de așa natură încât producția să fie foarte slabă sau, la unii apicultori, zero. Temperaturile scăzute le sunt fatale albinelor, care sunt supuse unui stres termic. Multe dintre ele ajung să nu se mai întoarcă în stupi. Dacă ne uităm în jur, albină multă căzută datorită curenților reci și ne mai uităm și în stup și vedem că
Din ce era ieri, nu mai este astăzi. Am avut la 700 de membri în rândul asociației, dar se vede o scădere de la an la an a membrilor. Nu pot să mai continue cu activitatea fiind pe deficit. Și asta nu este singura problemă cu care se confruntă apicultorii români. Prețul mierii este în continuă scădere, ajungând aproape la jumătate din cauza importurilor din Ucraina și China. Exportăm țuică făcută la cazan cu foc de lemne și îndulcită cu miere. Mai exact, Ionuț Naslău, din județul Caraș-Severin, a reușit această performanță. În distileria proprie, din localitatea Obreja, procesează fructele din propria livadă. Chiar dacă taxele datorate statului sunt extrem de mari, afacerea sa este în plină ascensiune. Întreprinzătorul a mărit suprafața livezii, iar datorită calității băuturii, reușește să o vândă în exterior prin mai multe rețele de distribuție. Urmează un reportaj realizat de colegul meu Marius Milea despre țuica noastră strămoșească. Nouă ne-a trebuit 3 ani să ne autorizăm, de-aia nu suntem singuri, pentru că dacă era ușor, cred că erau mai mulți care se autorizau. Știți foarte bine, cu țigările și cu băuturile alcoolice e foarte greu. Accizele se măresc, din păcate ne distrug cei care vând la negru, e prin Publitimul și OLX-ul de vânzări tone de pălincă, pe marginea drumului se vinde pălincă țuică, fără nicio taxă, fără niciun impozit, fără niciun angajat. Și se vând mult. Noi suntem microdistilerie, suntem autorizați doar pentru o cantitate limitată și cei care vând la negru pot să vândă oricât, oriunde și oricum. Cum reușiți să vă mențineți pe linia de plutire? Calitatea produselor noastre au convins pe mulți din mediul Horeca. Noi dăm în restaurante de lux, în restaurante foarte bune, de renume, chiar și la București. Exportăm și în Dubai, exportăm și în America, exportăm în Europa. Beau arabii țuica de-a noastră? Da. Reușim și cred eu cu muncă, abnegație, dorință de a face lucru bun, reușim, pentru că nu ne lăsăm, suntem o familie care luptăm pentru a face un lucru de calitate. Ce produse comercializați? Țuică de? Țuică de prune, țuică de măr la 37 de grade și avem, suntem autorizați pentru 5 sortimente de pălincă. Pălincă de gutui, pălincă de măr, pălincă de prună, pălincă de caise și pălincă de pere. Și totuși în băuturile spirtoase de astăzi se folosesc anumiți îndulcitori care nu sunt neapărat atât de sănătoși pentru organismul omului. Ați punctat foarte bine. De exemplu, pălinca de gutui sau gutuile sunt seci și neapărat trebuie adăugat zahăr. Noi nu adăugăm zahăr la pălincile noastre, noi adăugăm miere. Este mult mai costisitor, dar este sănătos. Mierea este sănătoasă. Și aș mai adăuga că noi în procesul de fabricație folosim doar lemne, nu gaz. Lemn dă o altă aromă pălinci. Verde Înghete, o emisiune nonconformistă, pentru că da, și în fenomenul agricol poți gândi dincolo de limitele impuse de reguli. Verde Înghete este locul unde poveștile de succes, lecțiile învățate și cele mai noi tehnologii din agricultură se întâlnesc pentru a inspira și educa. Mihai Răzvan Moraru, unul Verde Înghete, și Bogdan Tudor, altul Verde Înghete, încearcă să fie o punte între tradiție și viitor. Fiecare ediție realizată de cei doi este o invitație de a descoperi informații relevante și sfaturi direct de la profesioniști. În fiecare sâmbătă, pe AgroTV, de la ora 20, urmărește Verde Înghete și fii parte din schimbare. Pentru că toți suntem așa de frumos îmbrăcați, Mihai, să știi că cei de la știri, colegii noștri, ne-au rugat să facem un promo. Ne-au rugat. Îți prezentă știrile. Îți prezentă știrile. Cred că e test pentru noi. Mie dăm alea politice, te rog. Alea politice pentru tine? Celelalte cu glumițe pentru mine. Oricum, să știți că aici la Verde Înghete deja suntem în al doilea an și am avut, cred că, peste 100 de invitați. Peste 100 de invitați. Cam așa. Și așteptăm încă câteva sute de invitați, pentru că emisiunea Verde Înghete, cât vom fi noi aici la AgroTV, va continua. Ați văzut de toate aici? Legumicultori? Miniștri, foști? Miniștri, politicieni, femeie de cultură mare, ONG-iști. Doamne, domnișoare. Da, corect, așa este. Dacă noi toți suntem bărbați. Da. Toate l-ați văzut aici la Verde Înghete și să știți că noi, sâmbătă la ora 20, în fiecare sâmbătă, în fiecare sâmbătă, așezați-vă comod, luați-vă
floricelele, floricele sunt făcute din porumb, da? Da, dați-vă o cană cu ceai. Exact. Sau o sticlă de vin, că tot vorbim și de asta, sau o limonadă, lasă vinul. O limonadă, nu mai spunem de țuică și pălincă. E, oricum, luați loc și uitați-vă la emisiunea noastră, pentru că să știți că aveți ce vedea aici la Verde. Unde Bogdan vedeți că vorbește cu etnoare cel mai mult. Asta este, de formație profesională. Verde Înghete, ora 20, în fiecare sâmbătă, numai la Agro TV. Tehnologia românească dedicată industriei agricole, un succes peste hotare. Ediția anului 2024 a Târgului Internațional de Agricultură din Novi Sad se desfășoară între 18 și 23 mai. România participă pentru a doua oară la acest eveniment cu două pavilioane, în urma succesului pe care l-au avut produsele românești anul trecut. În cele două pavilioane expun 7 producători români de tehnică agricolă, precum Pop Industry, Mefin Sinaia, Mecanica Ceahlău sau Iuriaghi Brăila. Este a doua ediție la care România participă cu pavilion național. Anul trecut am fost prima dată, a fost un real succes pentru companiile românești care au participat anul trecut, iar anul acesta replicăm și ne ducem din nou să vedem cum va fi primit România și companiile românești, produsele românești, de fapt, în anul acesta. Ați menționat companiile românești și aș dori dacă puteți să ne prezentați în câteva cuvinte fiecare companie în parte. Sigur că da, în pavilionul național românesc anul acesta vor fi 7 companii românești și anume Agent Trade, o companie care produce motocultoare și generatoare, CBN Agro, care este o companie producătoare de soft destinat în special silozurilor și echipamentele necesare. De asemenea, Mefin, vechea companie Mefin Sinaia, pe care toată lumea o știe, mai ales când trece prin Sinaia, și se gândește că oare ce s-a mai întâmplat cu clădirile astea. În clădirile alea încă se produc pompe de injecție care se vând pe toate continentele lumii. Avem compania Iuriaghi, care produce selectoare la Brăila. Avem compania Pop Industry, care produce remorci la Slatina, remorcile Repo. În general, lumea știe de remorcile Repo Auto, dar ei produc și remorci agricole, care sunt foarte bine cotate pe piața internațională. Avem Mecanica Ceahlău, despre care toată lumea știe că produce semănători și utilaje de lucrat solul. Mai avem compania Tehnofavorit, care, așa cum probabil fermierul român cunoaște, produce atât sprayerele și tractate și autopropulsate, cât și FNC-urile. Invităm pe toată lumea, atât pe români cât și pe sârbi, să vină să viziteze târgul de la Novi Sad și companiile românești, care vor fi în două pavilioane. Unul în interior, în Hala 1, iar al doilea, mult mai mare, în exterior, în standul B5, unde vor găsi și vor putea vedea toate utilajele de care vă spuneam că vor fi prezentate. Poftiți la punctele gastronomice locale. Aceste inițiative, puse în practică de ceva vreme, încep să devină adevărați piloni de dezvoltare pentru comunitățile rurale, în special pentru cele situate în zonele montane. Un exemplu de bune practici în acest domeniu se află în comuna Stoienești din județul Argeș, însă cu implicare și voință el poate fi implementat în orice zonă a țării. Maria Găncilă, administrator al unui punct gastronomic local, amplasat într-o zonă montană cu oameni harnici și gospodari, așteaptă turiștii cu preparate tradiționale specifice locului, punând la un loc ceea ce produc crescătorii de animale din comuna Stoienești. Vreau să fie comunitatea din Stoienești
avem foarte mulți crescători de oi, de vaci. Este foarte important să aducem acești crescători într-o comunitate, să spunem așa, și eu cred că sunt prima de acest fel în care încerc să organizez cam tot ce fac producătorii, atât de păsări, de oi, de vaci, că suntem într-o zonă montană, adică tot ce se produce în această zonă, în această comunitate, să încercăm cumva să ne reunim aici la Casa Tanti Maria, având în vedere că le-aș pune la dispoziție tot ce înseamnă vitrine frigorifice, să nu mai vindem pe marginea drumului. Noi pe parte să ne punem pe masa consumatorului, pe masa vizitatorului, pe masa celui care ne trece pragul, produse naturale, și încerc să spun tot timpul, sunt produse naturale, sunt produse fără euri, sunt produse fără colorant, începând, așa cum spuneam, cu brânzeturile, cu ouăle, dar în același timp și cu produsele, de exemplu cu viței, cu miei, să meargă în abatorizare, să-și facă, dar după aceea să ni le trimită nouă aici și să punem pe masa consumatorului exact ce e pe masa vizitatorului, că noi suntem într-o zonă extraordinar de frumoasă, adică suntem pe malul râului Dâmbovița, culoarul Rucăr-Bran, da? Și de ce să nu ne ajutăm reciproc? Înțelegând oportunitatea de dezvoltare pe care o poate dobândi din colaborarea cu Agenția Națională pentru Dezvoltarea Zonelor Montane, Maria Găncilă are un excelent parteneriat cu această entitate și participă la multe târguri, expoziții și evenimente unde se prezintă cu peste 20 de preparate atestate ca produs montan. Urmează câteva minute de publicitate, după care continuăm jurnalul Agro TV.